Doamnelor și domnilor, am revenit în studio astăzi. Dezbaterile electorale sunt axate pe reformarea administrației publice locale ca o modalitate de perfecționare și renunțare la birocrația care s-a instaurat în mai multe birouri ale Primăriei Capitalei. Invitații acestei ore sunt candidații la funcția de primar general al municipiului Chișinău și este vorba de candidatul independent domnul Mihai Godea, candidata Partidului Democrat din Moldova, doamna Valentina Buliga, și reprezentantul candidatului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la funcția de primar general, domnul Ion Ceban. În câteva minute în studio va veni și reprezentanta candidatului Partidului Liberal la funcția de primar general, doamna Veronica Hierța. Așadar, discuțiile de la Publica TV, dezbaterile electorale, încep cu câte un minut pentru fiecare candidat pentru a-și prezenta poziția pe marginea problemei pe care o dezbatem. Vorbim despre reformarea administrației publice locale. Domnule Godea. Bună seara și Hristos s-a înălțat la toată lumea. Azi sărbătorim această mare sărbătoare religioasă. Stimați prieteni, problema pusă în discuție astăzi este una foarte importantă, mai ales cei de acasă care ați avut fericitul prilej, între ghilimele, să încercați să rezolvați o problemă în administrația municipală, știți la modul real cum se întâmplă acest lucru. Din păcate, executivul primăriei municipiului Chișinău sau administrația locală a încremenit în vreme. Nu s-au schimbat multe lucruri pe parcursul ultimilor două decenii. S-au făcut încercări de a mai schimba funcționare și până la urmă toate aceste lucruri au ieșuat. Din punctul meu de vedere, există analiza funcțională a primăriei municipiului Chișinău. Se mai poate de făcut și alte lucruri, dar administrația locală trebuie să fie capabilă să ofere servicii cetățenilor noștri. Vă mulțumesc, doamnă Buliga. Bună seara și Hristos a înălțat tuturor celor care ne privesc, tuturor locuitorilor municipiului Chișinău și a țării în întregime. Este o frumoasă sărbătoare astăzi creștină. Le doresc cu acest prilej tuturor să aibă parte de multă sănătate și realizări frumoase, inclusiv prin reorganizarea activității administrației publice locale, care trebuie să muncească în spiritul respectului față de cetățeni, în spiritul ca fiecare locuitor a municipiului Chișinău să-și regăsească și să-și găsească rezolvarea problemelor și să fie primit cu respect și atitudine corectă atunci când deschide ușa primăriei. Primăria, în viziunea mea și a Partidului Democrat, trebuie să devină o instituție deschisă, o instituție accesibilă, unde muncesc funcționari necorupți, unde avem o administrație eficientă, unde nu ne întâlnim cu acest element de superbirocrație, pentru că dacă să vorbim așa în deplinul sens al cuvântului, birocrația de fapt înseamnă respectarea legilor, ordonanțelor, regulilor, dar atunci când intenționat se supra-solicită anumite documente, când se solicită sau se pierde timp pentru a rezolva și a administra acele petiții, acele consecințe, Buliga, decizii. Revenim imediat la această idee. Domnule Ceban, care este poziția Partidului Comuniștilor? Acum poate permitem doamnei Hierța să se rezolvă toate problemele la Publica. Spuneți, rog, care este poziția Partidului Comuniștilor? Vă mulțumesc mult, Hristos s-a înălțat. Eu vreau doar să atrag atenția asupra câtorva lucruri foarte importante. Deci cineva a spus, am promis, am realizat. Ați văzut și spotul publicitar al actualului primar. Vreau să vă citesc din ceea ce s-a promis că se va face la primărie. Garantarea transparenței activității administrației publice locale. Nimic nu avem la acest capitol. Garantarea accesului imediat la informațiile publice și soluționarea la timp a cererilor cetățenilor. Să vă spun colegii mei cum stau petițiile cetățenilor în birourile funcționarilor. Consultarea cetățenilor și implicarea lor direct în procesul de luare a deciziilor. Nu știu niciun caz. Implementarea sistemului de guvernare electronică e-Chișinău. Nimic. Înființarea ghișeului unic. Nimic. Efectuarea în mod transparent a achizițiilor publice. Aici avem de discutat foarte mult. Deschiderea unui centru de instruire pentru elaborarea de proiecte și obținerea de granturi. Nimic. Concursuri depolitizate și transparente de angajare. Discutăm pe parcurs. Vreau să zic, nimeni și nimic nu a încurcat aceste lucruri să fie implementate. Deci țin de voința politică a administrației. Ori această voință politică n-a existat. Vă mulțumesc mult. O salutăm în studio și pe reprezentanta candidatului Partidului Liberal la funcția de primar general, doamna Veronica Hierța. Doamna Hierța, aveți un minut pentru a prezenta poziția Partidului Liberal în ceea ce privește perfecționarea administrației publice locale din capitală. În primul rând, bună ziua și Hristos s-a înălțat la toată lumea. Deci,
Primul apel cu care venim este ca totuși în data de 5 iunie să ne mobilizăm cu toții să ieșim la vot. Fiindcă, de fapt, la data de 5 iunie avem a alege între democrație și comunism, între dreptate și nedreptate. În ceea ce privește problema abordată, vreau să vă spun că la acest capitol deja avem mai multe realizări. Una din realizări ar fi faptul că, la ziua de astăzi, autorizațiile pe care le eliberează care sunt eliberate de către Direcția de Comerț, au o termen de valabilitate pe un termen de 5 ani, comparativ cu ceea ce a fost anterior un an. Nivelul de transparență care este actualmente în municipiul Chișinău, vă asigur că este unul de invidiat pentru celelalte autorități publice locale. Menționez faptul că, la momentul actual, ședințele atât a Consiliului Municipal, cât și ședințele operative care se fac la primărie sunt transmise online, ceea ce, de fapt, permite tuturor celor care doresc să participe la acest proces. Vă mulțumesc mult! Domnilor și doamnelor, avem câte o întrebare pentru fiecare din dumneavoastră în ceea ce privește reformarea administrației publice locale. Domnule Godea, cu ce ar trebui să se înceapă această reformă atâta timp cât s-a discutat mai mult timp despre o lege cu privire la municipiul Chișinău? Depinde ce avem noi în vedere prin reformarea administrației publice locale și probabil nu trebuie să provocăm confuzie. Procesul de descentralizare nu ține de administrația locală. Reforma în sine nu ține de administrația locală, ține de administrația centrală și în special de legi care urmează să fie. Și unele sunt intrate în procedură parlamentară, altele sunt încă lucrate la guvern, din câte eu știu. Deși procesul întârzie, categoric întârzie, în 2 ani de zile noi urma să realizăm această reformă. Nu s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat multe alte lucruri, dar este alt subiect. Ceea ce ține de administrația locală propriu-zisă, eu cred că este vorba de o regândire a organigramei primăriei, de o regândire a structurii primăriei municipiului Chișinău, în așa fel ca ea să fie eficientă din toate punctele de vedere. Să creeze, deci să aibă instrumente eficiente pentru atragerea investițiilor, pentru dezvoltarea economică, pentru acordarea serviciilor către populație. Și sper că parcursul acestei emisiuni să putem dezbate aceste subiecte. Mersi foarte mult. Aceeași întrebare și pentru doamna Buliga. Sunteți membra unui partid parlamentar. Această lege cu privire la municipiul Chișinău, pe unde s-a oprit, doamnă Buliga? Spunea domnul Godea că ar fi ieșit din guvern. Unde este acum? În Parlament se discută în comisiile parlamentare. Este adevărat, Chișinăul are nevoie o lege foarte clară privind statutul municipiului Chișinău. Ulterior, un plan de dezvoltare urbanistică al Chișinăului, strategii de dezvoltare a suburbiilor, inclusiv și schimbări în administrația, în autonomia, de fapt, a primăriei municipiului Chișinău și a instituțiilor subordonate și Consiliul Municipal și Primăriei, pentru că rolul unei autorități publice locale este de a administra treburile comunității, de a se implica cu adevărat în rezolvarea nevoilor și a asigura dezvoltarea durabilă a comunității, inclusiv prin reformarea și preluarea de la puterea centrală anumitor servicii care trebuie prestate de către municipalitate în domeniul social, educațional, de sănătate, de dezvoltarea parteneriatelor între agenții economici amplasați în Chișinău. Sunt multiple probleme cu care trebuie să se confrunte, să se ocupe municipalitatea și avem frumoase practici în alte localități unde deja s-au pornit. În cât timp va fi aprobată această lege de... Eu îmi doresc foarte mult ca colegii noștri din Parlament să înțeleagă necesitatea acestei legi. Am înțeles. Nu de grabă. Nu cred că în legislatura asta. Este exact aici. Domnule Ceban, primăria, spunea și doamna Herța, încearcă să facă pași spre transparentizare. Lucrările Consiliului, ședințele primăriei sunt transmise online. Trebuie să reținem că primăria are și două ziare. E vorba de Capitala în limba română și în limba rusă. Care este poziția Partidului Comuniștilor față de menținerea acestor două ziare mai departe? Ce faceți? Le privatizați? Rămân la primărie? Deci haideți să luăm consecutiv. Iată, eu transmit doamnei Herța toate angajamentele pe care le-a avut domnul Chertoacă și vreau chiar să le comentez, măcar ce s-a realizat din unul. Despre asta discutăm atunci când o să aveți posibilitatea să-i acordați o întrebare. Când vorbim despre transparență, eu am văzut foarte puține, estimată doamnă Herță, ședințe online a primării municipiului Chișinău și a Consiliului. Dacă intrați la dumneavoastră pe site, veți vedea că nu aveți posibilitatea să se întâmple acest lucru. Ori dacă vine cineva care se numește, spre exemplu, un operator independent, cum ar fi, spre exemplu, aș face acum publicitate cuiva,
privesc eu sau, publica, sau publica, publica, atunci da. Dar nu asigurați acest lucru așa cum era, spre exemplu, în guvern și cum se întâmplă și în prezent în guvern, da? Ședințele transmisiuni live. Doi. Deci, ceea ce ține de ziare, în principiu avem deja recomandările instituțiilor internaționale ca să nu dețină autoritățile atât centrale cât și autoritățile locale, instituții media. Există lege. Dar, ceea ce este important, că în momentul în care ele există, ele fac, în loc să facă lucruri clare despre activitatea administrației primării, ele fac politică și asta deranjează cel mai mult la etapa actuală. Vă mulțumesc, domnule Ceban. Întrebare pentru doamnă Herța. Au fost amplasate niște panouri pe strada Vlaicu Pârcălab, acolo unde primăria își anunță toate deciziile, toate hotărârile pe care le ia Consiliul Municipal. Cât de des participați sau cât de des aceste panouri sunt schimbate? Probabil că ar trebui în primul rând să menționăm faptul că la ziua de astăzi avem deja mai mult de 6.000 de decizii aprobate în acest legislativ, dar totodată la prima etapă, atunci când a venit primarul general Dorin Chertoacă la primărie, a obținut sau a primit ca moștenire nu doar datoriile lăsate de guvernarea comunistă de 700 milioane lei, dar și niște decizii. Da, exact. Dar 700 milioane lei? Nu sunteți directorul Direcției Finanțe. Dar a primit ca moștenire, dar nu este corect ce a primit ca moștenire inclusiv și proiecte de decizii care au fost lăsate din 2003. Ori vreau să vă spun că la această etapă suntem deja la etapa în care se aprobă deciziile curente, deciziile care sunt, sau problemele care sunt puse de către locuitorii municipiului Chișinău curente. În ceea ce privește schimbarea nemijlocită, sunt sigură că se schimbă odată cu apariția deciziilor care cu aprobarea respectivelor decizii. Nu există o persoană care să se ocupe de schimbarea acestor informații? Există. Există. Bine, o să revenim la aceste subiecte și în întrebările pe care contracandidații și le vor adresa, dar asta după publicitate. Continuăm dezbaterile electorale la Publica TV cu invitația acestei ore. Este vorba de candidatul independent la funcția de primar general al municipiului Chișinău, domnul Mihai Godea, doamna Valentina Buliga, candidată din partea Partidului Democrat la funcția de primar general și reprezentantul candidatului Partidului Comuniștilor la funcția de primar general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban, și reprezentanta candidatului Partidului Liberal la funcția de primar general, doamna Veronica Herța. Domnilor, am intrat în bucata de întrebări pentru contracandidații pe care îi aveți în studio. Pentru început, vă reamintesc, întrebarea poate să dureze la 30 de secunde în care vă puteți prezenta și punctul de vedere personal pe marginea problemei pe care vreți să o abordați, după care contracandidatul are un minut pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă reamintesc, vorbim despre reformarea administrației publice municipale. Începe cu dumneavoastră, domnule Godea, pentru cine este întrebarea? Pentru doamna Veronica Herța. Acum ceva timp în urmă a fost inaugurat ghișeul pentru cetățeni la primărie, așa, care se dorea ca un instrument de luptă cu corupția, să limităm contactul cetățeanului cu funcționarul. Acest ghișeu a ieșuat categoric. Întrebarea mea, dacă este totuși ghișeul, de ce s-a lăsat practica veche și ce caută cetățenii în birourile funcționarilor la primărie după avize și certificate? Deci, din start, ar fi probabil corect să spunem că birocrația este un fenomen care este evident în toate structurile, nu doar în administrația publică locală, este prezent. Totuși, prin acei pași care s-au instituit la nivel de primărie în acești 4 ani, s-a încercat lupta cu birocrație, inclusiv și cu corupția. Vreau să vă spun că, spre exemplu, fiindcă unii din candidați spun că vom face concursuri prin care vom atrage să vină funcționari publici care sunt de un grad de calificare înalt, dar aceasta presupune costuri suplimentare. Ori, noi, la nivelul de salarizare pe care îl avem, nu putem să ne permitem acest lucru. Oricum, în aceste condiții, actualmente, în 2011, am aprobat prin Consiliul Municipal niște majorări la salarii pentru acei funcționari care au salarii foarte mici. În ceea ce privește faptul că persoanele circulă pe culoarele primăriei, într-adevăr este o problemă, fiindcă prin acest supra-maxim de transparență avem o altă problemă, chiar avem și furturi în primărie din partea unor cetățeni mai puțin conștienți.
Vă mulțumesc, doamnă Buliga, întrebarea noastră. Domnule Cebanu, aș avea o întrebare. Care este viziunea reprezentantului dumneavoastră sau candidatului dumneavoastră referitor la activitatea preturilor de sector în municipiul Chișinău și cum le vede el ca structuri care administrează astăzi o bună parte din treburile orașului și care ar fi autonomia pe care le-o recomandați dumneavoastră în viitorul cadru legislativ care urmează să fie aprobat? Mulțumesc mult pentru întrebare, deci haideți să luăm iarăși consecutiv. Este important că la momentul de față funcționează sistemul așa cum funcționează și toată lumea este de acord că funcționează prost. Începând cu schema funcțională și terminând cu obligațiunile acelor funcționari și responsabilitățile pe care le au. Acțiunile lor sunt foarte des criticate, nu atât la nivel doar local, dar și la nivel central. Ce putem să facem? Așteptăm legea despre care vorbim, pentru că asta este important, să înțelegem cine și ce face și în ce context și de ce este responsabil în primărie. Deci, asta este. Trebuie să avem o schemă funcțională nouă, o schemă organizatorică nouă, alt fel de funcționari numiți pe criterii de profesionalism, nu numiți în bază dispozițiilor, hai să spunem așa, a unui șef cum este Dorin Chirtoacă. Iarăși o întrebare către doamna Hierță, cred că în continuare, când niciun șef de direcție, niciun adjunct a șefilor de direcție n-a fost numit în bază de concurs, așa cum prevede, apropo, legea 155. Da. Și asta este. Deci trebuie să punem capăt acestor lucruri. Mulțumesc. Și domnule Ceban, întrebarea noastră pentru cine este? Întrebarea mea este, haideți să luăm consecutiv, pentru domnul Godea. Deci, domnule Godea, am văzut că ați criticat Alianța de Guvernare pentru traficul de influență, pentru pozițiile care uneori se cumpără la guvern sau în alte locuri. La fel ați făcut și în cazul primăriei. Există corupție și știe toată lumea că există corupție. Ce veți face? Cum veți pune capăt acestor lucruri? Eu n-am făcut referire la vânzarea, cumpărarea funcțiilor, ceva confundați. Dar au fost declarațiile dumneavoastră. A domnului Tănase. Pentru precizare și pentru adevăr. Am criticat Alianța, este foarte adevărat și cred că am să-i zruncin în continuare să trezească din somn, că trebuie să apuce de treabă. Deci asta toată lumea vede. Cât privește corupția din primărie, în primul rând, ghișeul pentru cetățeni dus până la capăt, legea respectată, dacă dosarele corespund legii, urmează să fie satisfăcute solicitări de cetățenilor. Doi, fiecare funcționar din primărie aproape are un computer pe masă și nu văd o problemă să crearea unei rețele pentru computerizarea circuitului de acte în primărie, inclusiv și digitalizarea procesului decizional, ca oamenii să aibă acces la fiecare etapă. Trei, deci schimbarea organigramei și aducerea unor funcționari normali în cadrul administrației publice locale, pentru că nimeni nu încurcă primarul general să vină în fața Consiliului Municipal cu o nouă organigramă. Trei, crearea unui fond anticorupție din care să premiem funcționarii care își fac bine meseria și cetățenii care semnalizează acte de corupție în cadrul primăriei. Mulțumesc, doamnă Hierță. Plus achizițiile, dar asta sper pentru să vorbim. Pentru cine este întrebarea noastră? Probabil va fi către PCRM. Haideți. Pornind probabil că de la însăși definiția noțiunii de birocrație este interpretare și aplicare fără preocuparea de a înțelege anumite lucruri. Cum calificați dumneavoastră acel fapt că în 2008 a fost stins agentul termic în municipiul Chișinău, din punctul meu de vedere, fără a aplica și a înțelege lucrurile până la capăt? Ori în situația în care întreg municipiul Chișinău rămâne fără căldură, probabil că este o problemă. Pentru cât timp a fost acest lucru? O săptămână. O săptămână. Deci, am auzit două poziții. Prima, legătura între comunism, birocrație și tot așa mai departe. Eu vă recomand, stimați prieteni, stimați colegi de la PL, dacă putem prieteni? Să ne numim colegi și prieteni, să punem capăt acestor lucruri. De ce? Pentru că în loc să tratăm problemele ca atare, să discutăm în această campanie despre problemele care se confruntă în municipiul Chișinău, am tot vorbit că cineva luptă cu democrație, cineva luptă, apără democrație, cineva luptă contra comunism. Nu, oameni buni. Deci haideți să vedem că au existat suficiente probleme pe care, în general, nu le-am abordat în această campanie. N-am vorbit despre achiziții publice care se efectuează în mod netransparent. N-am vorbit despre calitatea drumurilor în instanță finală, pentru că toate lucrurile au deviat spre final la cine cu cine luptă. Haideți să susținem un candidat al Alianței pentru că el este al Alianței. De ce? Cu ce este bun? Dacă nu a făcut nimic, chiar că nu am niciun răspuns la această întrebare. Oameni buni, sunt 10 puncte despre care am vorbit birocrație și niciunul, nicio realizare unică.
Asta este problema. Trebuie să vorbim despre lucruri concrete, reale și nu despre lupte ideologice. Vă mulțumesc, domnule Ceban. Începem cu a doua întrebare. Domnule Godea. Eu am avut ocazia să mai urmăresc spoturile electorale și vedeam candidatul PCRM-ului spunând că va restructura Termocom. Cum, domnul Ceban? Bine, haideți să o luăm consecutiv. În primul și în primul rând, noi am vorbit despre un proiect de lege. Mai mult decât a fost o inițiativă legislativă, nu se minte dacă exact dumneavoastră erați atunci în Parlament. Probabil erați. Depinde cât de veche e istoria. Nu este foarte veche, este ceva de genul jumate de an, prin care am propus unificarea, să spunem așa, da? A tuturor celor instituții care se preocupă nemijlocit de agentul termic, de resursele energetice din municipiul Chișinău. Nu este constituțional termocomul, ia municipalități. Deci haideți să facem un fel următor. Referitor, deci a fost propunerea pentru municipalitate. Și în acest sens, Parlamentul ar fi putut interveni, știți foarte bine. Dar a respins această inițiativă. Este o inițiativă care rămâne în vigoare. Eu v-am întrebat care... cum, nu faceți apel la inițiativă. Foarte simplu. Deci cum? Ca omul de acasă să înțeleagă. Domnule, fac 1, 2, 3, 4, 5 și aveți facturi cu 30% mai mici. Deci în primul și în primul rând, v-am zis, schimbarea managementului. 1, 2, minimizarea costurilor și acest lucru se face prin, am zis, unificarea acestor resurse pe care le avem la nivel municipal. Vă mulțumesc, și domnule Ceban. De 20 de ani, Buliga, soluțiile reprezintă doar manipularea pentru cetățeni. Asta este. Întrebarea mea este către doamna Herța, referitor la deciziile care au fost adoptate de către Consiliul Municipal pe parcursul anului 2010. Cunoaștem că au fost executate doar 6,64%. De ce? A fost decizii care nu puteau fi realizate de către primarul general sau ați avut anumite dificultăți în realizarea acestor decizii? De ce? Pentru că ne-ar fi vorbit un procent mai mare de realizare deciziilor, pentru că primarul ca putere executivă trebuia să urmeze calea legală și să realizeze aceste decizii. De ce așa un mic procent s-a întâmplat? Mersi. Nu știu de unde ați luat o astfel de statistică de 6,4%. Gândarea de seamă. De 6,4% în anul 2011. Vreau să vă spun că, repet iarăși, la această zi avem situația în care deciziile curente deja sunt aprobate de către Consiliul Municipal, adică nu decizii care au stat undeva stocate din anii anteriori. O să revin la această cifră, nu sunt de acord cu ea, că este 6,3, nu știu cum ați spus, fiindcă deciziile toate se execută în momentul în care sunt aprobate. Ori deja, în acești 4 ani, au fost aprobate peste 6.000 de decizii. Da, vreau să vă spun că am în fața mea darea de seamă privind activitatea secției de control pe parcursul anului 2010, în care este scris foarte clar. A fost asigurată îndeplinirea prevederilor a 131 de decizii a Consiliului Municipal Chișinău, dintre 117 decizii cu termen de executare indicați, adoptate sunt în anul 2010. Secundele doamnei Herța. Ai, da? Nu am dreptul, da? Nu aveți. Am înțeles. Doamna Herța, atât. Comentați, da. Pe scurt. Vă mulțumesc. Ajungem la domnul Ceban. Domnule Ceban, întrebare pentru doamna Buliga sau domnul Godea? Haideți pentru doamna Buliga, da. Vă rog. Pentru doamna Herța mai am una. Așa e. Da, aveți și pentru doamna Herța, exact. Deci, doamna Buliga, sunt 102.000 de pensionari și invalizi în municipiul Chișinău, doar jumătate, știți, reforma asta pe care a propus-o primărie cu majorarea tarifului, cu includerea compensației, și doar jumătate din toți cei care au mers gratis până atunci beneficiază de unele înlesniri, adică acele compensații care nu le ajung și pe de altă parte, deci transport, abonamente. Care este viziunea dumneavoastră? Cum se vor... Rolul administrației publice locale în susținerea păturilor social vulnerabile, așa numitele pensionarii cu venituri mici, cu pensii, cu salarii mici, pentru că avem diferite categorii, este unul primordial. Și de administrarea eficientă a surselor bugetare care pot fi direcționate pentru sprijinul acestor persoane prin diferite programe de susținere, inclusiv compensații pentru perioada rece anului, să schimbăm plafonul, pentru că este imposibil. Da. Este imposibil acestor oameni să le mai mici decât tarifele absolut, pe care le... Să avem un program special de susținere a persoanelor care utilizează des medicamente. Am văzut exemple în alte orașe, atunci când pensionarul utilizează anumite medicamente, fiind bolnav cronic, municipalitatea vine cu sprijin financiar. Avem chiar exemple unde... De ce nu se fac toate astea acum? Pentru că asta a fost posibilitățile
municipiului Chișinău, vreau să spun că și la nivel de țară ne-am fi dorit mai mult să realizăm, dar cunoaștem care sunt posibilitățile financiare, dar eu chiar aici insist să vin cu o nouă abordare în soluționarea acestor probleme, prin diferite motive, momente, cantine sociale, magazine sociale, compensații pentru perioada rece, program de luptă cu sărăcia și vă cu foametea. Doamnă Buliga, doamnă Herța, întrebare pentru domnul Godea sau doamna Buliga? O întrebare către domnul Godea, de fapt nu sunt de subiectul birocrației, dar așa, o întrebare... Ar fi bine să țină cel puțin de reforma administrației publice. Nu, știți, pe ultima sută de metri mi-aș permite să dau o altă întrebare. După sondajele care sunt reiese că dacă nu iese din primul tur domnul Dorin Chertoacă, primar general, avem al doilea tur, unde avem candidat Dorin Chertoacă, domnul Dodon. Dumneavoastră, pe cine să votați în al doilea tur? Haideți să ajungem în al doilea tur și o să vedem. Asta este răspunsul meu. Cu sondajele noi ne-am clarificat, au fost atât generoși că nici nu m-am inclus în cercetare. Eu am încredere în votul cetățeanului și aș vrea să vă recomand și dumneavoastră la staful partidului care reprezentați să munciți foarte mult până duminică și asta voi face și eu și vom face probabil toți candidații. Dar un lucru vreau să spun, nu cred că votanții mei vor merge automat la cineva. Eu reprezint un segment foarte clar. Dumneavoastră de personal, votanți. Pe cine? Păi eu cred că s-ar putea și noastră să vă gândiți pe cine să votați. Eu nu, eu sigur, deja am decis. Păi hai să vedem cine ajunge. Eu cred că am să votez tot pentru mine. Pe cel care va face reformă. Exact. În administrație. Exact. Vă mulțumesc, domnule Godea. Ajungem la runda a treia de întrebări. Domnule Godea, întrebarea pentru doamna Buliga. E cam greu. Noi suntem așa într-o situație. Eu deputat, doamna Buliga, ministru. Doamna Buliga, v-ați săturat de guvern? De-ați de asta care primării? Contribuie la aprobarea legii vine la municipiul Chișinău? Nu, dar mai am încă 20 de secunde. Noastră i-a spus o întrebare domnului Ceban referitor la preturi. Care este poziția noastră vis-a-vis de oricum să zic, structura administrativă a municipiului Chișinău? Eu îmi doresc nespus de mult ca structurile administrative, indiferent cum se vor numi preturi, le găsim o altă denumire, nu contează denumirea, să aibă o claritate, în primul rând, care le sunt responsabilitățile, care este mecanismul de finanțare a acestor structuri, care este autonomia pe care le o delegăm și cum consolidăm capacitățile acestor instituții ca cu adevărat misiunea pe care o delegăm prin lege să fie realizată cu succes. Eu îmi doresc că noi cunoaștem că este lege care nu funcționează, se deplasează termenul de realizare și de autonomie într-un fel și la alegeri aparte. Este un proces care trebuie să ajungem de fapt la o înțelegere că procesul de descentralizare trebuie să fie efectuat cu maximum impact pozitiv asupra cetățenilor și apropierea serviciilor de către cetățean, accesibil și de o calitate înaltă. Vă mulțumesc. Ajungem la alte întrebări. Doamnă Buliga, întrebarea noastră pentru domnul Godea. Sincer, nu. Cum priviți dumneavoastră reorganizarea anumitor direcții, care sunt astăzi foarte numeroase în municipiul Chișinău, administrează domenii enorme și nu credeți că a venit timpul să delegăm sau să dezvoltăm un parteneriat public-privat cu unii agenți economici care ar putea ușura procesul de administrare a treburilor în acest oraș? Da, vă mulțumesc. Cu timpul nu știu cum stăm, vremea de afară s-ar putea să fie benefic pentru agricultură. Ceea ce ține de reforma administrației sau nou organigrama primăriei, în primul rând, nu trebuie primarul să gândească câți măturători are dacă are mături și cărucioare de gunoi. Acest serviciu urmează a fi transmis fie într-un parteneriat public-privat, fie concesionat. Primăria trebuie să gândească în această chestiune și ce facem cu depozitarea deșeurilor menajere. Mai departe, din păcate, primăria nu are o direcție pentru dezvoltare strategică sau un departament special, nu are o agenție pentru atragerea investițiilor, totul a încremenit în timp, direcția locativ-comunală în general nu înțeleg pentru ce toacă banii prin selurile tip sovietic, pentru că dacă luăm blocurile care și-au reparat acoperișurile sau le numărăm pe degete, curțile blocurilor nu au fost amenajate de 20 de ani, noroc din proiectul ăsta, care au oferit 100 de terenuri de joacă pentru copii. Deci dacă intrăm la Ciocan, Arășcan, în curțile blocului, noi vedem realitatea Chișinăului. Nu trebuie să o privim pe bulevardele centrale. Dincolo de panouri de publicitate trebuie să privim ca să vedem adevăratele probleme ale orașului. Mulțumesc. Domnule Ceban, întrebarea dumneavoastră pentru doamna Herța.
Știți, foarte des am auzit că, uite, persoanele sunt cinstite. Eu vreau să vă întreb, cum împrejurul unui om cinstit pot să află să oameni corupți? Știm cazurile. Autorizații la rute, până la 8-10 mii de euro. Autorizații pentru instalarea buticului, 700 de euro. Pentru instalarea buticului de țigări, 2500 de euro. Lucrurile se întâmplă astăzi. Mansardarea, panourile publicitare care aparțin fratelui domnului Chertoacă, unica firmă care are extensii pentru spațiile publicitare. Ruta prim, extinderea rutilor. Și tot așa mai departe. Cum se face așa că există un val mare de corupție pe prejur, iar persoana care administrează toate aceste lucruri se face cinstită și nu se vede? De ce avem nevoie de așa o persoană? Știți, probabil că ar trebui să facem totuși o paralelă. Dacă mă reîntorc la fraza pe care ați spus-o dumneavoastră când v-am adresat întrebarea vis-a-vis de acel fapt că în 2008 a fost deconectat agentul termic în municipiu Chișinău, dumneastră v-ați... Răspundeți concret la întrebare. Eu vă rog frumos. Dumneavoastră ați menționat că nu ar trebui să ne referim la lupte ideologice. Dar atunci, sunt lucruri concrete. Ori atunci când Chișinăul rămâne fără căldură, probabil că nu este o luptă ideologică. La problema pusă de dumneavoastră, vreau să menționez că în ceea ce privește faptul că fratele primarului general are panouri, urmează să fie dezmințând, fiindcă nu este corect, nu este adevărat, dar minciunile vă sunt vă dumneavoastră caracteristice prin faptul însăși că dumneavoastră... Deci prin faptul că însăși dumneavoastră... Camera. Aici am toate lucrurile astea. Nu trebuie să ducem în eroare așa oamenii. Deci, pentru că ați fugit, v-ați luptat cu comunismul, dar în realitate acolo sunt lucruri foarte urâte în primărie. Vă rog, doamnă Hirță, mai aveți 10 secunde. Așa. Vreau să spun că cei care sunt din Partidul Comunist își permit să spună minciuni în continuare, inclusiv cu procedura de achiziție a troleibuselor. Este o minciună în adevărat sens al cuvântului. Mersi foarte mult, doamnă Hirță. Întrebarea noastră pentru doamna Buliga. Către doamna Buliga. Bine, în condiția în care vă propuneți și dumneavoastră să acordați în continuare compensații, inclusiv și la agent termic și celelalte tipuri de compensații, fiindcă recunoaștem că la momentul actual doar în municipiul Chișinău sunt aceste compensații care se acordă. La ce nivel vă propuneți să fie acordate aceste compensații și dacă ați făcut un calcul, care ar fi bugetul necesar? Da, desigur, orice program social care vine din partea Partidului Democrat este destinat concret celor 100.000 de pensionari din municipiul Chișinău, care astăzi luptă cu sărăcia, cu foamea pe alocuri și cu incapacitatea de a plăti aceste servicii comunale care sunt exagerate. De aceea, nu contează câte milioane ne va trebui pentru acest sprijin acestor persoane, contează foarte mult ca cei care au muncit o viață, care trăiesc astăzi sub nivelul existenței, municipiul Chișinău să le acorde în continuare sprijin. Nu în măsura în care le-am oferit până acum, dar găsind diferite posibilități, pentru că noi trebuie să nu ne lăsăm doar că vom avea un buget municipal care ne va ajunge pentru toate nevoile orașului, prin dezvoltarea unui parteneriat public-privat, prin responsabilizare socială, prin oferire, delegarea de atribuții într-un fel, conjugarea de eforturi și prin procurarea de servicii sociale de la organizații neguvernamentale. Sunt multiple exemple și proiecte care pot veni în sprijinul acestor persoane. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aveți câte un minut pentru un apel către alegători. Să începem cu domnul Godea. Nu văd beculețul, n-am văzut. Dumneavoastră vorbiți. Stimați prieteni, în câteva zile, deci mâine se încheie această campanie, duminică 5 iunie sunteți așteptați la urne să decideți dumneavoastră soarta municipiului Chișinău. Așa cum ați fost și dumneavoastră martori, în ultimii 7-8 ani, orașul a fost supus unor jocuri politice de pe urma cărora ați avut de pierdut doar dumneavoastră. Eu sunt singurul candidat independent în această cursă. Eu sunt în afara jocurilor politice, eu nu sunt prins în interesele de partid. Sunt gata să mă dedic întru totul Chișinăului. Și sunt absolut sigur că împreună cu dumneavoastră, împreună cu Consiliul Municipal și toți cei care doresc să transforme municipiul Chișinău într-un oraș, într-o urbă în care să ne placă să trăim tuturor, vom reuși să aducem Chișinăului fața europeană de care se tot vorbește în ultimii 10-15 ani. Eu vă îndemn să ieșiți la vot, pentru că administrațiile proaste sunt alese de oamenii deștepți care stau acasă și nu votează. Veniți, alegeți care credeți că merită pe 5 iunie. Mulțumesc, doamnă Buliga. Dragi chișinăuieni, stimați alegători, ziua de 5 iunie va decide soarta fiecărui locuitor a municipiului Chișinău, și îndeosebi a copiilor noștri, a buneilor noștri, a părinților noștri și a tuturor celor care astăzi doresc să trăiască într-un oraș modern, într-un oraș în care există curățenie, într-un oraș liniștit,
într-un oraș care urmează să fie administrat de un primar care face mai puțină politică și este îngrijorat zi de zi de rezolvarea nevoilor chișinăuienilor. Partidul Democrat și eu personal vin în fața dumneavoastră să vă cerem un vot de încredere. Să vă cerem un vot de încredere de la dumneavoastră, iar noi ne angajăm ca 4 ani să muncim cu mult respect, cu multă onestitate și cu multă responsabilitate. E timpul deja, stimați chișinăuieni, să primiți servicii publice de înaltă calitate, să fiți respectați și să fiți tratați cu respect de către funcționari profesioniști. E timpul să cunoașteți cum se cheltuie banii dumneavoastră. E timpul să fiți protejați de o echipă profesionistă și de un primar care va munci zi de zi. Votați echipa Partidului Democrat și Valentina Buliga, 3 trandafiri. Mulțumesc, domnule Ceban. Mulțumesc mult. Spre regret, nici astăzi n-am obținut răspunsuri la întrebările pe care le-am avut. Nici la capitolul promisiuni electorale, nici la capitolul deci dovezi pe care le avem foarte clare. Pot să vă transmit, doamnă Hearță, tot pachetul documente pe trolebusele dumneavoastră. Și eu o să vă transmit. Iată. Nici la multe altele. Și sunt cazuri foarte multe când nu doar noi spunem, da? Spune foarte multe lume că, uite, lucrurile nu merg bine. E ceva foarte rău ceea ce se întâmplă în primărie. Cu voi am mers mai rău. Dar, domnule Godea, eu vă rog mult, noi n-am fost la primărie, așa că este dificil să spuneți și, și incorrect în acest sens. Ziceam altceva, că este important ca astăzi să schimbăm lucrurile spre bine. Și lucrurile spre bine se pot schimba doar cu administrație competentă. Eu vă invit să votați pentru Igor Dodon și pentru echipa pe care o are dumnealui. Vă doresc multă sănătate, multă pace în familiile dumneavoastră și nu uitați să veniți la vot pe 5 iunie. Mulțumesc, doamnă Hearță. Stimați chișinăuieni, în primul rând vă mulțumim pentru răbdarea și sprijinul de care ați dat dovadă în acești 4 ani. Vă mulțumim pentru faptul că ați înțeles reformele care au fost necesare și le-ați acceptat. Îndemnul cu care venim noi este ca în data de 5 iunie să vă mobilizați și să ieșiți la vot. Trebuie să conștientizăm că votul fiecăruia contează și trebuie să alegem între democrație și comunism, între dreptate și mai puțin dreptate. Ori vreau să vă spun că vis-a-vis de acele replici care s-au auzit aici, într-adevăr cu dumneavoastră nu a fost mai ușor, chiar după cei 8 ani de guvernare ați lăsat o gaură în buget în mărime de 8 miliarde de lei, ori la primărie ați lăsat 700 milioane lei. De aceea vă îndemnăm, stimați chișinăuieni, să faceți o alegere corectă și să dați un vot de încredere primarului general Dorin Chertoacă și echipii Partidului Liberal, pentru că toate acele proiecte și programe care le-am început pot fi continuate doar împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Astăzi dezbaterile electorale s-au terminat la Publica TV. Mâine vă așteptăm într-o ediție specială în care Mihaela Gherasim va avea ca invitați 4 candidați la funcția de primar într-o ediție specială la Fabrica. Doamnelor și domnilor, vă așteptăm și noi la vot pe data de 5 iunie pentru a avea un vot corect și bine informat. Rămâneți cu noi!